Vă salut și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Alin și în fiecare săptămână postez lecții interesante despre WordPress. Nu ezitați să te abonezi la canalul meu de YouTube pentru a primi sfaturi utile despre SEO, marketing și multe alte lucruri interesante. În această lecție despre WooCommerce vreau să vă arăt cum vă puteți adăuga o dată pentru livrare pe pagina de finalizare al unui magazin online. Mai exact, dacă intrăm pe magazinul nostru pe care l-am creat împreună, cursul365.ro, acest domeniu l-am cumpărat strict pentru lecțiile de WooCommerce. Și adăugăm în coș un produs. Și mergem pe pagina de finalizare. Iată ce, ce aveți aici. Deci în afară de datele de facturare pe care WooCommerce le adaugă implicit sau le puteți manipula cu anumite module, la final avem Delivery Date. Delivery date. Ce înseamnă asta? Putem să setăm o dată când dorim să ni se livreze produsul. Sau ca și vânzător, când suntem disponibili să facem livrări. Pentru că foarte multă lume poate nu este disponibilă în fiecare zi. Poate este disponibilă doar în anumite zile ale săptămânii. Deci această opțiune mi se pare destul de utilă. Pentru acest lucru, eu am instalat modulul Order Delivery Date for WooCommerce. Aceasta este pictograma. Haideți să vedem ce se puteți să faceți. Deci, din poziția de vânzător, puteți să vă selectați anumite zile ale săptămânii când puteți să faceți livrările. Puteți să vă setați minim delivery time în ore, adică timpul minim de livrare. Puteți să vă setați dacă este obligatoriu sau nu este obligatoriu. Puteți să vă setați order delivery per days, câte livrări puteți să faceți pe zi, pentru că sunt anumite persoane care își administrează singuri magazinul, în același timp fac și livrările dacă sunt în același oraș, tot ei sau cu altcineva. Poate o afacere de familie, ceva de genul ăsta, în care faceți decât maxim 3-4 livrări pe zi, în intervalul orar, între ora 10 dimineața și ora 11 dimineața. Maxim o oră, ceva de genul ăsta. Bun. În rest, aici alte setări Puteți să mai faceți, de exemplu, puteți să vă conectați cu calendarul Google. Dacă vreți să vă selectați atunci când se adaugă o comandă, să vă sincronizați direct cu calendarul Google. În versiunea Pro aveți mai multe opțiuni, însă, din punctul meu de vedere, este destul de suficient să faceți acest lucru. Aici dacă doriți să traduceți Delivery Date, puteți să faceți, puteți să mergeți la General Settings, Appearance. Și aici vă puteți seta Calendar Language. Dacă setăm limba română, haideți să vedem ce se întâmplă. Haideți să dăm un refresh la pagină. o să vedem că apare aici duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și aici lunile apar în limba română. Bun, dacă vedeți aici, <coughs> calendarul nostru este disponibil maxim 30 de zile. După 30 de zile nu mai este disponibil. Deci noi putem să setăm acest lucru, l-am setat de aici, de la Date Settings. Deci, Number of Date to Choose, 30. Dacă punem 60, o să putem să facem pe o perioadă mai marja va fi mult mai mare. Haideți să dăm un refresh la pagină. Mai iunie. Iată, s-a mai dus încă 30 de zile în plus. Dacă vrem să traducem acest cuvânt delivery date, mergem din nou la appearance, Aici putem să schimbăm formatul datei. Aici putem să, să scriem, să, să, setăm prima dată a săptămânii, prima zi a săptămânii, să înceapă cu luni. Și aici putem să scriem data de livrare. Time slot to file label, chose date. A lege o dată. Deci de aici se pot traduce cuvintele care va apar aici, pe pagina de finalizare. Aici putem să ne alegem zona unde se apară. In Billing Section sau In Shop, in Shipping Section, Before Order Note sau After Order Note. Haideți să bifăm After Order Note, de exemplu. Să vedem ce poate să mai facă. Și dacă dăm un refresh... O să vedem că data de livrare, câmpul cu data de livrare care este deja tradus, a apărut după uh, order note, după comanda de notă care apare de obicei în partea dreaptă. Deci a dispărut de jos de aici, de la acest câmp, și a apărut aici. Destul de practică această opțiune. Ce alte opțiuni mai avem pe aici? Aici ați văzut deja de unde se, de unde se poate traduce aici număr de luni, putem să setăm număr de luni, două luni. Haideți să vedem ce se întâmplă. Avem și temps. Iată ne apar desfășurat, desfășurat pe două luni, data de livrare. Haideți să vedem și ce altă temă mai avem aici. Oh, sunt destule de teme. Haideți să o alegem pe aceasta. Save. Facem un refresh. Destul de interesant. Mie mi se pare o opțiune destul de bună pentru cei care au afacere online, în general o afacere de familie, cu un magazin și fizic și care livrează mai ales local. Bun, sper să vă ajute această opțiune și acest plugin. Dacă mai aveți întrebări, nu ezitați să le adăugați la secțiunea de comentarii și, și nu uitați să vă abonați. Vă mulțumesc.